rezist. Sunt deja 3 zile de când s-a stricat mașina de spălat. Până la urmă ce are? A distrus-o calcarul. Calcar? La mine? E peste tot. Iată, vedeți? Trebuie să folosiți Calgon. Doar Calgon asigură protecție maximă împotriva depunerilor de calcar și prelungește viața mașinii de spălat. Mersi de sfat! De aceea, cei mai importanți producători de mașini de spălat recomandă Calgon. Mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon! Nu pot lăsa durerea să ne strice planurile. De aceea am ales Voltaren Emulgel cu formulare unică. Scade inflamația din profunzime și îndepărtează durerea. Voltaren. Bucuria mișcării. Iacob 3-in-1. Super invitație! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Am revenit, spuneați la început că occidentalii au înțeles destul de eronat, sau mă rog, poate fundamental eronat, superficial, ca să fim generoși. Sigur, trebuie să știm că orientalismul a devenit fascinant pentru Occident abia prin secolul XIX, prin Elena Blavatsky, prin, mă rog, curentele de gândire care veneau din Orient. Asta e partea filozofică, mai este o etapă care este legată de uriașul import de produse. Hai să le spunem grosomodo de uscasnic. Paravane, vantaie, mătase, servicii de ceai, obiecte de cult, deși habar n-aveau despre ce este vorba, piese de mobilier și stampe. Lucrurile încep odată cu marile descoperiri geografice și începe un uriaș comerț. De aici este epoca ce modifică gustul francezilor și apoi a unei jumătăți de Europa, Europa Occidentală, cea care avea posibilitatea să circule și mai ales să cumpere obiecte, sunt le chinoiserii, le japonezării, adică lucrurile care vin din Orient, deși multe veneau din India, din Thailanda, dar erau trecute sub acest acoperiș încăpător și confuz. Atunci s-a născut mitul străinului, au început marile călătorii ca temă literară ca motiv, străinul care vine de departe, motivul chinezului înțelept, al indianului religios, al japonezului războinic și se produc niște mutații. Ele sunt o etapă necesară, chiar dacă ele sunt sub semnul entuziasmului indistinct, al unei acceptări fără criterii. Tot ceea ce venea de acolo era frumos, bun și valoros, deși multe lucruri erau și contrafăcute sau multe lucruri nu erau înțelese. Totuși este prima breșe uriașă într-un sistem închis, european, mai întâi de expresie catolică. Ar trebui să mai facem o precizare necesară pentru publicul din România. Spațiul de expresie ortodoxă nu a fost, din punctul de vedere al istoriei civilizației, primitor și permisiv pentru influxul de idei, obiecte și schimburi culturale cu Orientul, indiferent de unde deși veneau ele. Fundamental sunt foarte asemănătoare. Și totuși, asta este. Probabil că un anume nivel de dezvoltare economică, alte pretenții, de exemplu, în timp ce marile muzee din Europa Occidentală sunt pline de obiecte din Orient, marile muzee, de exemplu, din Polonia sau din Rusia, sunt foarte sărăcuțe sau sunt piese venite mult mai târziu. Deci prima breșe este una de orientare literară, mai puțin filozofică și am spune de gust, o chestiune de atmosferă. Era privită cu multă nostalgie, era privită cu dor de ducă și a deschis era gustul. Era și parte un exotism. Sigur că da. Monden până la urmă. Apoi încep o serie de oameni să călătorească. Sigur, cine călătorea avea bani și avea o instrucție. Chiar dacă nu avea o formație academică, era totuși o persoană care avea cât de cât niște criterii, dar nu le avea pe toate. În prima parte a secolului al XIX-lea încep importurile de idei și de cărți. Încep să se traducă, încep să fim foarte clar despre Confucius, să nu vă închipuiți că toată Europa vorbea ca despre Voltaire sau ca despre Homer. Deci încep să se familiarizeze cu noțiunile unor dinastii, unor stiluri și curente, unor personalități, unor lideri, unor regi, unor războaie. Deci o identitate culturală care este a doua etapă.
Și aceasta este necesară. Ceea ce spuneați de Madame Blavatsky, ea reprezintă a treia etapă, care este cunoașterea filozofică și mi se pare că este chiar un parcurs firesc, nu este nimic forțat. La capitolul filozofie, însă, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că dacă în secolul al XIX-lea au apărut cunoscătorii de artă, au apărut anticarii, au apărut vânzătorii de obiecte care începuseră deja să știe foarte bine despre ce este vorba și să prețuiască o serie de lucruri, în domeniul filozofiei lucrurile au fost foarte amestecate. S-a mers mult pe experiență personală. Toți mari filozofi sau oameni de cultură care au avut experiența Orientului nu au plecat pentru un masterat sau un doctorat și nu ironizez. Chiar nu au plecat să facă un pas în plus peste niște studii pe care le aveau. Nu au plecat în căutarea unor diplome formale, ci probabil în căutarea au plecat pur și simplu într-o aventură. O aventură a cunoașterii, ce iese în cale este bun venit. Însuși Mircea din perioada interbelică este robul, primul drum în India, el recunoaște drumul cel scurt, stă sub semnul acestei falsități. Deci el își află, nu identitatea lui, ci află identitatea Orientului cât de cât. Și are acolo prima revelație, tocmai vorbeam înainte de începerea emisiunii, de Edouard Churet, cel care a zăpăcit la cap Franța și toată Europa, cu Le Grand Initier, o carte care a fost citită și admirată și iubită de toată lumea bună cu carte din Europa. Ajunsese și în România și domnișoarele de pension fandosite dormeau cu Edouard Churet sub bernă. Ca să nu fac excepție, am dormit și eu cu Edouard Churet sub bernă. Când eram în anul întâi la facultate, am făcut istoria artei, în paralel, în afară de cursurile de istoria artei, 4 ani am făcut și istoria civilizației. Și tot începutul stătea sub semnul Orientului, am dat peste această carte, nu pentru că ar fi fost recomandată, mă rog, într-un context mai special, nu intru în amănunte. Nu era o lectură obligatorie pentru noi, pentru facultate, a fost o lectură necesară și la un moment dat, unul dintre profesorii noștri, stau acum și mă întreb pe ce se baza această afirmație, pentru că nu am aprofundat-o, a spus, bun, acest personaj nu trebuie luat 100% pe cuvânt, pentru că omul exagerează, multe lucruri nu le știe și nici nu a călcat cu picioarele lui în locurile pe care le descrie și nici nu a avut experiențele pe care le narează ca și cum ar fi fost ale lui. Era o mică impostură, jumătate de adevăr, jumătate aflase de la călător și făcuse o sinteză. Impostură intelectuală totuși, pentru exact. Că era în domeniul imaginației lui și nu a un interes meschin sau comercial. Cel care i-a spus lui Mircea Eliade că Edouard Churet este un plastograf și erau foarte supărați, era chiar un localnic, un indian. Dar un indian cu o viziune cu totul specială, care era nemulțumit de ceea ce se scrisese în carte. Bun, Le Grand Initier nu se referă doar la India, se referă și la Tibet, la mai multe spații culturale. Acum, aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că nu este lipsit de interes. Mircea Eliade nu a plecat în India de dragul Indiei. Mircea Eliade nu a plecat de dragul Orientului. Mai bine spus, Mircea Eliade a plecat unde a văzut cu ochii. Pentru mine Mircea Eliade a reprezentat și încă reprezintă un punct special, pentru că suntem născuți în aceea zi. Și nu știu de ce, am eu așa o înclinație pentru cei care sunt născuți în semnul peștilor. Și am apucat să citesc aproape tot ce se poate citi dinspre țara noastră, înspre străinătate. Sigur că n-am avut acces chiar la bibliotecile din America. Cu Mircea Eliade s-a petrecut un lucru foarte interesant. El fiind născut în semn de apă, în zodia peștilor, știa mult astrologie. Și el știa că în momentul în care în viața unui pește apare un element de tip foc amenințător, este un semn major că trebuie să plece, să migreze sau să emigreze. Un tip de apărare al peștilor, din punct de vedere zodiacal, este plecarea. Și lui avea o cămăruță la mansardă pe strada Povernei și venea dinspre Piața Romană pe ceea ce se cheamă acum Bulevard Doamna Ipătescu, actualul Lascăr Catargii. Și a văzut fum. Dacă îmi permiteți o foarte scurtă completare, face parte din principiile oricărei inițieri plecarea. Companionajul pe care în vechile școli ale misteriilor îl făceau adepții care trecuseră de la profan la inițiat, dar încă nu ajunseseră maeștri în școala respectivă, erau obligați să călătorească în toată lumea pentru a se întoarce mai bogați și cu experiențe personale, filtrate individual,
pe care să le așeze după aceea într-un concept.